Mănoiulești Ungheni, localitate unde apa este un lux în zilele noastre. Aici oamenii sunt nevoiți să consume apa din fântâni care nu corespunde cerințelor sanitare. Situația este și mai tristă că din cele 188 de fântâni din comună, niciuna nu are apă potabilă. Fluorul, care se conține în cantități enorme în apele din puțuri, le distrug dinții localnicilor, astfel încât aceștia ajung să scoată din buzunar mii de lei pentru înălbirea danturii maronii. Iar cei care nu au capacitate financiară, nu le rămâne decât să-și ascundă gura cu mâna atunci când zâmbesc. Nu mai este mult până când acest coșmar va fi doar o amintire. Satul Mănoilești în scurt timp va beneficia de apeduct. Oamenii visează să vină ziua cea mare. Ca gospodin normal că așteptăm, că ne-am învățat cu apă și apă și vrem. Și dacă ați fi, cred că n-ați fi rău. Da, adică când îți plănuiești, noi ce am auzit ca cetățeni, știu, în 2017, da? Până în 2020. Deci promite primarul în vara anului curent? Nu, dacă să fie așa, mai bine. Și suntem de acord. Noi, chiar și așa ești bani cât a strâng, chiar și pe proiect, pe toate astea, suntem de acord să plătim. Nu sperăm. Sperăm ca să fie tot normal și, mă rog. Acum de unde luați apă? Aducem de la izvor. De, mai departe, leac. Aici e amară, nu e bună. Mai scurt, mai departe, cu ce putem, cu ce aducem. La mine părintele trăiește aici alături, eu mai în dealul leacă, așteptăm apa potabilă. Foarte așteptăm, da, mult. Acum de unde luați apă? Avem artizian în sat și e foarte, nu-i bună în orice caz. Nu-i bună, da? Nu-i bună. Avem probleme cu țevele de prin casă, cu mai multe, cu cazanele de gaz. Se negresc de la apă. Căutăm soluții, vă zic, din, să ne ducem la un izvor oricare ca să luăm niște apă mai bună și totuși nu ieșești, nu-i bună apa la noi. Da, într-adevăr, nu numai eu pot să plătesc apa asta, toată lumea poate să plătească, poate nu poate într-adevăr să plătească apa asta acum, dar în rate ar fi mai bun. Da, eu așa treptat, da, își spune. Despre tarifii a spus că undeva peste 2000 și ceva de lei. Așa și se spune pe acum. Nu, încă nu știm. Pentru conectarea apei. Lumea asta pe acum și nu e de acord în ziua de azi ca el să plătească așa sumă de bani. Și v-aș spune că lumea în satul Istian, nu tamanc în satul ăsta, dar orice sat, n-are... ca să plătească banii ăștia pentru apă potabilă. Și e prea mult pentru așa o chestiune ca să plătim apa asta potabilă. Proiectul de aprovizionare cu apă de calitate a fost lansat acum 3 ani. În acest răstimp s-au construit rețele de la râul Prut până la stația de tratare, inclusiv stația, rețele de apeduct până în satele Cetireni, Florițoaia, Unțești, Alexeievca. Acum unde ne aflăm noi la stația de tratare a apei Mănoilești, raionul Ungheni. Acest proiect a fost inițiat de 5 primării. Aplicant a fost apreciat primăria Mănoilești și s-a început această construcție în 2012 cu proiectarea și pe urmă construcția obiectului. Practic ne aflăm în aprilie 2015. Sperăm că în mai va fi finalizat acest proiect care va costa în finală peste 29 de milioane de lei. Aici suntem în inima proiectului. Aici vine apa din Prut, deci și prin sistemul întreprinderii Apă Ungheni, care deține un apeduct râul Prut-Cornești, cu ramificarea spre aceste 12 localități. Aici ne aflăm la stația de tratare de grup pentru 12 localități, 12.000 de locuitori, care are o capacitate de 100 de metri cubi pe oră sau 2400 de metri cubi în zi. Această stație este în stare, este capabilă, are capacitate să se aprovizioneze 12.000 de locuitori, 7 instituții de învățământ, grădiniți, școli, care practic astăzi este gata de a trata apa pentru acești consumatori care așteaptă această apă, spune, de ultimii ani. De apă potabilă vor beneficia elevii de la gimnaziul din localitate. Aproape o jumătate din cei 270 de copii iau masa la școală și deocamdată sunt nevoiți să suporte mirosul neplăcut al apei menajere. Atât pentru școala noastră cât și pentru întreaga comunitate,
cât și pentru celelalte 5 primării care sunt, sau 20 sate, este un proiect foarte important. Cunoaștem cu toții care este calitatea apei în regiunea noastră și putem spune că 95% practic din fântâni nu au apă de calitate. Dacă să facem o analiză la apa care se alimentează astăzi copiii, este o apă din fântânile din localitate, dintr-o fântână care după unele, nu după unele, dar după analizele date de medici, într-o măsură oarecare ar corespunde cerințelor. Dar așteptăm și am fost foarte bucuroși atunci când s-a lansat proiectul. Cunoașteți că acest proiect este în faza de finalizare și ne va da posibilitate, în primul rând, ca copiii să folosească apă potabilă de calitate. Aceasta, fiindcă noi bucatele, adică este evident că este un beneficiu foarte mare pentru noi. Dacă s-ar fi pornit apeductul, ar începe a funcționa, în timp de o săptămână noi suntem gata cu rețeaua internă care o avem în școală să folosim această apă. Canalizare, vreau să vă spun că acum 20 de școli de circumscripție din Republica Moldova vor fi selectate de către fondul de investiții din banii de la guvernul Japoniei. Noi am înaintat o cerere de finanțare, sperăm că vom fi selectați. În cadrul acestui proiect noi preconizăm să avem o canalizare autonomă și blocurile sanitare din interiorul școlii să le reparăm la capital. Nu e deloc ușor să realizezi un asemenea proiect care necesită investiții, spun autoritățile locale. Totuși, sănătatea celor 12.000 de locuitori din 12 localități ale raionului Ungheni primează. Avem construite cu aportul Agenției Dezvoltare Regionale Centru 5 rezervoare pentru 5 localități. Avem construit rezervoarea de la stația de tratare care va deservi satul Nova Nicolaevka. Și evident 39 de kilometri de rețele pentru acest sistem de apeduct. Ce ține de patru sate comunii Manoilești, la moment noi împreună cu cetățenii, împreună cu Ministerul Mediului, Fondul Ecologic, am valorificat 2,5 milioane de lei la 50% din rețele interioare prin satele comune sunt deja construite. Ne-au rămas la moment să mai construim rețele în satul Vulpești și Manoilești, deoarece în Nicolaevka și cu Rezina 100% rețele interioare sunt construite. Contribuția de 15% a comunității. Asta înseamnă câte 1500 de lei de la fiecare cetățean. Cu rețelele interioare noi mergem pe fiecare uliță. Dacă sunt 3 cetățeni în capătul satului, fiecare stradă, noi suntem proiectați și noi mergem cu construcția apeductului pe toate străzile din comună. Ca să ai dispui de apă potabilă toți locuitorii din satul nostru. Noi suntem la finalizarea lotului 4, care agentul economic, întreprinderea Soldi, va finaliza lucrările de construcție a rezervorului care va aproviziona primăria Unțești, satul Vulpești, o parte și satul Manoilești. În mai va fi recepția finală la terminarea lucrărilor acestui proiect. Pe urmă vor fi conectările și sperăm în vara acestui an ca să dispună cetățenii de apă potabilă. Canalizarea la moment satul Vulpești și Manoilești e proiectat 10 km de canalizare, o stație de epurare și două stații de pompare. În Rezina tot proiectul deja, proiect tehnic de viză de cheltuieli sunt. După ce finalizăm lucrările de aprovizionare cu apă, evident că vom cata finanțare pentru sistemul de canalizare, că apeduc fără canalizare tot nu e posibil, că fiecare cetățean vor să aibă condițiile toate necesare. Ce ține de aprovizionare cu apă potabilă, rețele interioare, satul Vulpești, Manoilești, Nicolaevka și Rezina, au fost nevoie de 7 milioane lei. Pentru canalizare numai satul Vulpești și Manoilești avem nevoie de 16 milioane de lei, deoarece sistemul de canalizare întotdeauna este mai costisitor ca sistemul de aprovizionare cu apă potabilă.
Proiectul grandios este finanțat de Fondul Național de Dezvoltare Regională, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Costul programului se cifrează la aproape 29 de milioane de lei. Suntem la finele acestui proiect, recepție finală a ultimul lot, lotul 4, este planificată pentru luna mai. Ca alte obiective generale acest obiect, avem 5 grupuri de rezervoare, câte 2 rezervoare fiecare și un turn de apă, iar cel mai important este stația de tratare care la moment de față este gata pentru a putea funcționa. Deci apă tehnică, care ați văzut acum deci, în gimnaziu, vine prin conduct centralizat până la stația de tratare. Deci la stația de tratare este tratată, de unde vine și denumirea, adică? Deci este tratată din apă tehnică în apă potabilă. Și de aici se repartizează în acele 12 localități. Are loc prelucrarea și chimică și fizică a apei, adusă la condiții, la standarde și normativele în vigoare pentru a putea fi folosită ca apă potabilă. Acele 12 localități sunt amplasate pe o rază foarte împrăștiată unul de la altul. Traseele au fost trecute prin câmpuri, prin care erau dificultăți de construcție, însă obiectivul general care a fost luat de a veni cu apă potabilă la un obiectiv social cum este școala, grădiniță sau gimnaziu, deci la fel a fost unul cel mai important, deoarece inițial era prevăzut ca cu apă potabilă să venim la începutul localității și de aici mai departe administrațiile publice locale să-și extindă însăși singură rețeaua. Iar ceea ce s-a făcut până acum, s-au dus cu apă potabilă cu rețeaua până în localitate, este un plus foarte mare pentru toți cetățenii în aceste localități. Localitatea dată, de fapt, n-a fost selectată de noi, ei sau cele 5 primării din care fac parte ca partener în cadrul acestui proiect, s-au unit unul mână la mână și au depus idei de proiect, conceptul de proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, unde au trecut toate etapele de selectare și au ajuns să fie finanțate în momentul de față să aibă apă potabilă în aceste localități. Pe lângă stația de tratare a apei au fost construiți și 40 de kilometri de apeduct. Apa va ajunge în casele oamenilor în luna mai. Mihai Obreja, Veceslav Pistrui, Ion Alexeev de la Ungheni pentru Elita TV. Au fost trecute prin câmpuri, prin care erau dificultăți de construcție, însă obiectivul general care a fost luat de a veni cu apă potabilă la un obiectiv social cum este școala, grădiniță sau gimnaziu. Deci la fel a fost unul cel mai important, deoarece inițial era prevăzut ca cu apă potabilă să venim la începutul localității și de aici mai departe administrațiile publice locale să-și extindă însăși singură rețeaua. Iar ceea ce s-a făcut până acum, s-au dus cu apă potabilă cu rețeaua până în localitate, este un plus foarte mare pentru toți cetățenii în aceste localități. Localitatea dată, de fapt, n-a fost selectată de noi, ei sau cele 5 primării din care fac parte ca partener în cadrul acestui proiect, s-au unit unul mână la mână și au depus idei de proiect, conceptul de proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, unde au trecut toate etapele de selectare și au ajuns să fie finanțate în momentul de față să aibă apă potabilă în aceste localități. Pe lângă stația de tratare a apei au fost construiți și 400 de kilometri de apeduct. Apa va ajunge în casele oamenilor în luna mai. Mihai Obreja, Veceslav Pistrui, Ion Alexeev de la Ungheni pentru Elita TV.